Bună! Sunt din nou eu, Mihaela, și astăzi vorbim despre părinți, pentru că psihologul Natalia Nazaria ne-a spus despre diferența dintre părintele toxic și cel normal, un subiect cu adevărat informativ și interesant. Nu există un părinte perfect, dar totuși este o diferență mare dintre un părinte toxic și unul normal. Uneori, e greu să recunoaștem, dar da, sunt și părinți care pur și simplu îți pot distruge viața. Acest lucru se poate întâmpla atât conștient, cât și inconștient. De aceea, este important să cunoaștem diferența dintre un părinte toxic și unul normal. Acest podcast este unul informativ. Te poate dezamăgi sau, din contra, te va ajuta să înțelegi unele lucruri care, într-adevăr, sunt importante. Cum mi-a spus și psihologul Natalia Nazaria, cu acest subiect voi atinge o coardă foarte sensibilă în inima unui părinte, dar și în inima lui de copil. Manipulare și dragoste, două lucruri atât de diferite, dar în același timp foarte greu de diferențiat, în special atunci când este vorba despre părinți. Așadar, ce este un părinte toxic? Un părinte toxic este incapabil să răspundă nevoilor emoționale ale copilului său. Este brutal, disfuncțional, violent, fizic și psihic. El poate fi dominator, absent, manipulator și critic. Nu contribuie la dezvoltarea copilului său, se poziționează în fața lui ca atotputernic. O astfel de persoană își face copilul responsabil pentru nefericirea sa și nu-i oferă stabilitate și nici limite. Părintele toxic este un manipulator, practic mereu minte și inventează o realitate după propriul plac. Își pune întrebări, ține discursuri și mereu obține doar ceea ce își dorește el. Iată doar câteva criterii de recunoaștere a unui părinte toxic și manipulator. Fără să pară că o face, îți pune la îndoială competențele. Atacă și critică absolut tot ce faci. Fizicul tău, alegerile profesionale, prietenii, felul în care conduci, gătești și altele. Fuge și nu își asumă nicio responsabilitate, dar se comportă ca și cum ar avea o mulțime și ar fi copleșit. Pretinde că e mai bun decât oricine, știe tot ce se întâmplă și are soluții la orice. Îți oferă cadouri sau îți face promisiuni pe care, evident, nu și le ține. Pretinde că are o mulțime de prieteni, dar de fapt este foarte singur. Îi cauți dragostea și aprecierea prin toate mijloacele. Nu prea poți face ceva care să fie suficient de bine pentru el. Pretinde că tot ceea ce face, chiar și lucrurile care te afectează, le face pentru binele tău. Tot ceea ce spui va fi folosit împotriva ta. Cel mai mic moment de slăbiciune este folosit apoi pentru a te manipula. Mereu are dreptate. Ce înseamnă de fapt un părinte normal și sănătos? Prin opoziție cu părintele toxic, cel normal este capabil să facă din nevoile copiilor săi o prioritate, să se pună la îndoială, să iubească necondiționat, să fie prezent fără să aștepte nimic în schimb, să susțină, să protejeze, să se adapteze, să transmită copilului său încredere, valori și forța necesară pentru a rămâne în picioare în fața dificultăților vieții. Este capabil să ofere copilului său stabilitate, să-i acorde permisiunea de care are nevoie pentru a crește, dar totodată înseamnă și să impună limite și reguli de care copilul are nevoie pentru a se simți în siguranță. Un părinte bun își iubește copilul așa cum este, nu așteaptă nimic de la el, nu îl împovărează cu responsabilități care nu-i aparțin. Evident că și un părinte bun are defecte. Suișurile și coborâșurile vieții ne împiedică să fim mereu perfecți și echilibrați. Important este ca în momentele grele în care pot apărea anumite slăbiciuni, să-l facă pe copilul său să înțeleagă că e doar ceva de moment. Ține minte, un părinte imperfect nu este neapărat și un părinte toxic, pentru că imperfect nu înseamnă periculos și destructiv. Psihologul Natalia Nazaria ne spune că un părinte toxic este o persoană care suferă la rândul lui de pe urma unor traume neprelucrate, conflicte nerezolvate cu proprii părinți, cei care nu au avut șansa, posibilitatea sau cunoștința de a apela la ajutorul unui psiholog. Adultul toxic își va parentifica exagerat copiii. Astfel, copilul va trebui să se apere singur de toți și de tot. Copiii parentificați se vor simți mereu vinovați de parcă doar ei au provocat un conflict și vor învăța să se sacrifice, în special dacă este cel mai mare copil din familie.
viața acestor copii devine un amestec ciudat de sacrificii și lipsă de ambiții. Iată ce îți recomandă psihologul să faci în cazul în care ai crescut lângă un părinte toxic. Ieși din joc, nu mai întreține relații false și nu mai încerca să faci pe plac în speranța că vor fi buni cu tine. Oferă-ți singur acel sprijin și acceptare care ți-a lipsit. Fii conștient că trebuințele tale de afecțiune, recunoaștere, admirație și respect sunt adecvate și naturale. Tu ai capacitatea de a reuși. Ești capabil, frumos și inteligent. Ai dreptul să greșești fără frica că vei fi aspru pedepsit. Și învață să gândești. Evoluția ta personală ține de mișcare, iar mișcarea înseamnă să avansezi și să mergi. În asta constă revoluția vieții și niciun sacrificiu nu este prea mare pentru asta. Separarea de familie, fie este acolo un părinte toxic, fie nu, are menirea să te pornească pe drumul individualizării și a autorealizării. Te vei bucura de recunoaștere socială și vei fi înconjurat de o familie numeroasă. Vei găsi adevărata fericire. Acesta este sfatul psihologului Natalia Nazaria. La final, vreau să menționez încă o dată că părintele perfect nu există, pur și simplu pentru că și el are slăbiciuni, răni și probleme de rezolvat. Faptul că ai lucruri de reglat cu un părinte nu face din acesta un părinte toxic. Eu am fost Mihaela și cu ajutorul psihologului doamna Natalia, sper că am reușit să realizez un podcast cu adevărat informativ. Ne auzim în curând, cu bine!